Găsit, dragi prieteni, la emisiunea Răspunsuri pe cale. Iată că am reluat această serie de dialoguri duhovnicești, pe care sper că o folosiți așa cum se cuvine, prin structura invitațiilor, prin felul în care punem problemele și mai ales prin comentariile dumneavoastră, care sunt foarte perspicace, sunt foarte scormonitoare și ridică foarte multe probleme duhovnicești care își găsesc rezolvarea, sperăm, grabnic, aici cu invitații noștri. Așa, după cum știți, ne aflăm încă în siajul marelui praznic de ieri, praznicul roșu în calendarul creștin ortodox, sărbătoarea puterilor cerești. În mod special, noi i-am cinstit pe cei doi arhistrategi, pe Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril. Ei sunt mai prezenți în viețile noastre, aș putea spune, din istoria umanității sunt primele prezențe concrete ale îngerilor care au marcat toată această istorie până în ziua de astăzi. Dar cetele îngerești, cele nouă cete îngerești, au fost prezbuite ieri și despre modul cum acționează și cum lucrează îngerii în viața noastră, cu alte cuvinte, cum ar fi ei dublul nostru ceresc, cum ar fi ei practic proiecția noastră cerească, vreau să vorbesc în această seară cu invitatul meu, Părintele Arhimandrit Mihail Stanciu. Bună seara, Părinte! Doamne ajută! Bine ne-am regăsit! Părintele Arhimandrit se află în prezent la Tesalonic, acolo este la studii. Urmează să elaboreze o lucrare de doctorat cu tema Sfântul Antim Iviranu. Suntem foarte curioși cum va arăta această lucrare documentată, mai ales că Părintele Mihail știm că este preocupat de viața și opera Sfântului Antim, împreună cu academicianul Gabriel Ștrempel, au editat opera Omnia, integrala operei antimiene, în 2014 sau 2016, Părinte, vă rog să mă corectați. În 2016, a ieșit o editare monumentală, într-adevăr. Părintele Mihail Stanciu este de obârșie din Târgoviște, așadar un valah pur sânge. A făcut facultatea de automatică, așa că o primă opțiune spre științele exacte, o să vedeți că are mintea foarte bine organizată, apoi s-a îndreptat către teologie, pe care a terminat-o cu brio, iar o perioadă a fost starețul Mănăstirii Antim, ceea ce, iată, este o carte de vizită duhovnicească mai mult decât impresionantă. Așadar, Părinte Arhimandrit, aș propune să începem direct și să vă pun prima întrebare. Oamenii au fost creați, asta știm din Sfânta Scriptură, după chipul și asemănarea lui Dumnezeu.
Dar Sfinții Îngeri, ce model au avut la bază în clipa care Dumnezeu i-a creat? Sau au fost creați fără niciun model prealabil? Păi, mai întâi de toate, trebuie să spunem că Sfinții Îngeri au fost creați de Dumnezeu înaintea lumii materiale, înaintea oamenilor, înaintea spațiului și timpului acestuia în care trăim noi. Și Sfinții Părinți, mai ales Sfântul Dionisie Areopagitul, ucenicul Sfântului Apostol Pavel, în cărțile sale spune că ei au fost aduși la existență prin voința și prin puterea și iubirea creatoare a lui Dumnezeu. Ei n-au fost făcuți după chipul lui Dumnezeu în urma sfatului intratreimic, așa cum am fost noi făcuți oamenii. Au fost făcuți, cum am zis, prin porunca divină și ne lămurește Sfântul Maxim Mărturisitorul că toate făpturile, toate creaturile lui Dumnezeu au niște modele sau niște loghi, niște rațiuni divine care sunt eterne în Dumnezeu, în Logosul Divin, și potrivit lor au fost aduse toate la existență, și cele văzute și cele nevăzute. Știm că Sfinții Îngeri, adică toate puterile cerești, sunt făpturi spirituale. Au rațiune, au minte, au libertate și putere și iubire pe care și le manifestă către Dumnezeu și între olaltă. De asemenea, toate făpturile cerești au fost aduse în existență când a vrut Dumnezeu. Și despre aceste lucruri, Sfinții Părinți n-au spus multe, deci nu avem mărturie nici în Sfânta Scriptură, nici în Sfânta Tradiție, dar știm că Dumnezeu este infinit și de infinite ori infinit în iubire, în înțelepciune, în putere, și pe toate le-a făcut bune foarte. Așa că și puterile cerești sau toate ierarhiile cerești au fost puse în rânduială și în existență de Dumnezeu prin porunca sa creatoare și proniatoare în nouă cete, după mărturia Sfântului Dionisie Areopagitul, care a folosit învățătura Sfântului Apostol Pavel despre lumea nevăzută, despre cer. Și noi știm că Sfântul Apostol Pavel a fost răpit în al treilea cer, unde a auzit cuvinte mai presus de lumea aceasta, referitoare la toată economia lui Dumnezeu și la creația lui Dumnezeu, și în mod tainic l-a învățat pe ucenicul lui, iar acesta, și potrivit pregătirii lui, pregătirii spirituale, duhovnicești, ascezei lui, a primit iluminările dumnezeiești și ne-a lămurit și nouă despre aceste nouă cete îngerești. Părinte, ar fi Dumnezeu... Iertați-mă o secundă, dacă Sfântul Apostol Pavel a ajuns până în al treilea cer, care ar corespunde cu a treia ceată a îngerilor, aceasta ar fi, dacă este să o luăm de jos în sus, primii sunt îngerii, al doilea sunt arhistrategii, iar următoarea ceată ar fi ceata stăpâniilor. Stăpâniile care știm că au în atribuțiile lor grija față de colectivitățile mari, comunitățile mari, seminții, popoare, neamuri, împărății, chiar biserica este și ea sub auspiciile proniatoare și păzitoare ale acestei cete de stăpânii, care practic circulă de sus în jos, de sus, dacă putem spune așa, de la Dumnezeu către noi oamenii. Deci în acea zonă ar fi fost plasat
Sfântul Apostol Pavel cu Duhul. Înțeleg bine sau am greșit? Nu știm precis, dar știm că aceste nouă cete îngerești sunt grupate în trei triade sau trei grupuri de câte trei cete. Și aceste cete sau rânduieli dumnezeiești sunt situate în vecinătatea lui Dumnezeu și apoi mai coborâte cumva spre lumea noastră, spre lumea materială, toate cetele îngerești luminându-le pe cele de sub ele prin luminările dumnezeiești pe care le trimit, slujindu-i, cum am zis, din iubire pe cei mai mici, ca să zic așa. Și rânduiala aceasta a ierarhiei a fost stabilită de Dumnezeu de la început și potrivit treptelor ierarhice, Dumnezeu a revărsat harisme speciale și daruri speciale, începând cu cetele cele mai de sus, și anume cu heruvimii, serafimii și tronurile, apoi cu cetele de la mijloc, și anume domniile, stăpâniile și puterile, și cu cetele mai aproape de noi, începătoriile, arhanghelii și îngerii. De aceea, slujirea îngerilor pe fiecare treaptă are niște trăsături specifice. Și cei mai aproape de noi sunt îngerii care ne poartă de grijă, care ne luminează, ne îndrumă, ne păzesc, ne și mustră câteodată, tot în ascultare de Dumnezeu, spre binele nostru, spre mântuirea noastră. Deci, Părinte Arhimandrit, îngerii au... Ne învață de bine, mereu. Îngerii au sentimente sau doar rațiune pură? Pot fi și cu sentimente, adică bucurie, tristețe, supărare, mâhnire, furie. Există așa ceva în construcția aceasta specifică a lor? Putem ști asta? Ei nu au resentimente, frustrări și furii ca noi, oamenii. Ei sunt în ascultare de Dumnezeu. Au fost niște îngeri care s-au îndepărtat de Dumnezeu, care au ieșit din ascultarea de Dumnezeu, care s-au autodivinizat, da? Și acești îngeri căzuți, începând cu diavolul sau Satana sau Lucifer și cei care l-au urmat în răzvrătire, sunt plini de ură, de invidie și față de oameni și față de Dumnezeu. Dar pentru că pe Dumnezeu nu-l pot atinge prin lucrarea lor, îi atacă pe oameni și încearcă să deregleze cumva creația lui Dumnezeu, care a ieșit bună foarte din mâna lui. Părinte Arhimandrit, îngerii pot influența gândurile omului, dar demonii? Și unii și alții. Ei nu ne cunosc mișcările sufletului și gândurile, dar văd din semnele exterioare anumite semne și încearcă să ne sugereze, să ne inducă și să ne săgeteze, cum este termenul filocalic, mintea cu gânduri, cu pretexte pretins raționale, care să ne îndrume spre păcat, spre răzvrătire. De fapt, în limba greacă, cuvântul amartia, care înseamnă păcat, de fapt, etimologic înseamnă ratarea țintei. Adică mișcarea omului nu mai este spre viață, spre umplerea din viața divină, din viața și energia plină de binecuvântare și de bucurie dumnezeiască și îndreptarea spre o altă țintă. Întâi, cum am zis, primul păcat a fost iubirea de sine și mândria care l-au făcut pe diavol, pe Lucifer, să creadă că își este de ajuns sieși și că îl poate înlocui pe Dumnezeu cu sine însuși. Părinte, o clipă vă întrerupt. Mândria, slava
deșarte vine din minte sau vine din sentiment? Aparține rațiunii sau aparține afectelor, sentimentelor? Este o lucrare unitară, să știți. Noi vedem prea mult lucrurile așa rupte în bucăți. Alb și negru, dihotomic. Sfinții Înțeleg, da. îngeri au un dor cugetător sau o înțelegere iubitoare care îi face să pătrundă, să primească tainele și în felul ăsta să evolueze spiritual. Deci, iată că această formă de cunoaștere unește, cum am zis, inima și mintea sau mișcarea înțelegătoare cu cea iubitoare. Și de aceea această apropiere de Dumnezeu prin înțelegere și doxologie, prin ceea ce numim noi ortodoxie și ortodoxologie, dar și ortopraxie, înseamnă o umplere cu harul lui Dumnezeu, cu binecuvântarea divină, care vine de la cele mai de sus înălțimi, străbate cerurile, străbate cetele îngerești și ajunge și la noi și chiar în întreaga zidire materială. Părinte Arhimandrit, unii cercetători spun că Satan ar fi aparținut cetei heruvimilor, că era din această ceată, sunt cei care pătrund cel mai profund tainele dumnezeiești. Practic sunt cei din intimitatea Sfintei Treimi, sunt cei mai apropiați, dacă pot spune așa, de scaunul Sfintei Treimi. Putem spune cu precizie sau putem intui faptul că Satan era din ceata heruvimilor? Așa se zice și așa am citit și eu. Și această cunoaștere, această pătrundere cumva a tainelor în apropierea lui Dumnezeu l-a făcut să se mândrească cum că darul lui Dumnezeu revărsat iar ar aparține lui, ar fi proprietatea lui. Și de fapt aceasta este încercarea și înșelarea tuturor care cad în mândrie, în filaftie sau iubire de sine și până la urmă în autolatrie. Când confunzi darul lui Dumnezeu cu proprietatea personală și nu-L mai vezi pe Dumnezeu, cauza și binefăcătorul tău, ci ajungi să te vezi pe tine. E pricina oricărei căderi. Hai să ne amintim de bucuria cu care Sfântul Petru înainta pe valurile apei, atunci când era furtună și corabia era pe marea învolburată, înconjurată de valuri și de vânturi. Și Mântuitorul mergea pe ape, pe valurile mării, ca pe niște lespezi. Apostolii s-au tulburat, s-au speriat toți, au început să strige, iar Sfântul Petru l-a întrebat pe Mântuitorul: Doamne, dacă ești Tu, poruncește-mi să vin la Tine. Și a vrut să-și arate pe de-o parte că îl iubea mult pe Mântuitorul și a început să meargă către Mântuitorul după ce Domnul i-a zis: vino. Dar văzând apoi cele din jur și crezând, încrezându-se cumva în puterea lui, a început să se scufunde, a strigat și Mântuitorul l-a prins de mână, l-a ridicat și așa au pășit amândoi în corabie. Așa pățim și noi când cădem în această mândrie că suntem cumva înzestrați, dar avem și noi o contribuție sau ne credem unii mai mult în mândria lor că suntem noi proprii posesori ai acestor, până la urmă, daruri de la Dumnezeu. Toate le avem ca dar. Avem viața ca dar, avem toate calitățile și luminile și puterile sufletești și trupești ca să le îndreptăm spre o dezvoltare frumoasă
și spirituală, dar și să ne ajutăm unii pe alții și în felul acesta să împlinim voia lui Dumnezeu pe pământ, precum se împlinește și în cer. Părinte Arhimandrit Mihail, atunci să vă întreb direct așa, ați sesizat vreodată în viața dumneavoastră și în lucrarea dumneavoastră prezența Îngerului? Știm cu toții că Maica Alexandra, Principesa Ileana, a scris o carte despre îngeri care așa începe. În preambul este acea vedere, acea privire a ei în camera în care dormea copil fiind, în care s-a arătat un înger. Maica Alexandra spune că l-a văzut pur și simplu concret, în concreteța sa. Sau așa i s-a arătat. Dumneavoastră puteți spune că ați avut parte de prezența, nu vizibilă, dar cumva lucrarea discretă a unui înger vreodată în viața dumneavoastră? Eu cred că toți am avut parte de aceste atingeri ale binecuvântării lui Dumnezeu și ale lucrării îngerilor. Și hai să ne gândim ce fac ei. Pe de o parte, îngerii îl laudă pe Dumnezeu. Pe de altă parte, ei duc rugăciunile noastre înaintea lui Dumnezeu. Prin această doxologie, ei se umplu de bunătatea, de iubirea și fericirea divină, dar prin faptul că apoi ne transmit și nouă lumina de deasupra lor, ne aduc și nouă bucurie. Și această lucrare a îngerilor față de oameni se manifestă în două feluri. Întâi, prin această luminare a minții, prin gânduri frumoase, prin, aș putea zice, adieri înțelegătoare care ne aduc bucurie în suflet, chiar și în timpul slujbelor, în timpul rugăciunilor personale sau în timpul citirilor din cărți duhovnicești sau chiar în viața de zi cu zi, atunci când luăm aminte la noi înșine, primim aceste luminări și aceste inspirații duhovnicești prin îngeri. Primim gânduri luminoase, primim, cum am zis, rațiuni superioare cunoștințelor noastre, lucruri care ne entuziasmează, ne fac să spunem, wow, ce frumos, chiar nu m-am gândit. Adică să avem aceste revelații lăuntrice care ne aduc bucurie înțelegătoare. De asemenea, îngerii ne ajută și ne întăresc atunci când dorim să înaintăm duhovnicește, adică să ne înfrânăm mai mult sau să ne arătăm prin dăruire, prin jertfa noastră către ceilalți, ne ajută pe drumul acesta al întăririi morale și spirituale. Ei ne dau, cum am zis, și lumină înțelegătoare, dar uneori și putere să depășim anumite situații. Ne inspiră să facem o alegere corectă sau alegerea optimă, mai bine zis, atunci când avem mai multe variante și când le punem în balanță și ne gândim oare care ar fi cea mai bună alegere a mea, cea plăcută lui Dumnezeu. Și atunci când ne punem înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu trimite pe Îngerul Său și ne vestește și nouă. Trebuie să fim conștienți și trebuie să întețim, să sporim și noi legătura cu Îngerul Păzitor, cu Sfinții Ocrotitori și atunci această prezență și lucrarea lor o simțim și mai mult. Da, există și o rugăciune către Îngerul Păzitor, care este foarte frumoasă. Dar, Părinte Arhimandrit, vreau să vă întreb așa, care ar putea fi argumentul pentru cineva care ne ascultă acum și care nu e foarte convins de existența îngerilor, de existența naripaților nevăzuți în viața noastră? Deci, care ar fi un argument, dacă ar fi să îi explicăm acestui sceptic, de faptul că îngerii există? Care poate fi unul dintre argumente? Noi știm că sunt multe, dar ar trebui să identificăm un argument. Da. Păi,
să ne uităm în istorie cum a lucrat Dumnezeu și cum și-a arătat voia sa prin îngeri, atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament. Sunt lucruri mai presus de fire. De exemplu, pe Avacum l-a luat un înger de păr și l-a dus în Babilon, la Sfântul proroc Daniel, ca să-l hrănească, și într-o clipită l-a adus înapoi. Deci, acel înger a decupat cumva lumea creată și a făcut posibilă o teleportare, am putea zice, un drum dus întors, într-o clipită, făcându-l pe Sfântul proroc Avacum părtaș unor experiențe care depășeau cu mult măsura lui spirituală. Însă, pentru că era dedicat lui Dumnezeu, a primit această experiență. După aia, să vedem în Noul Testament, Sfântul Apostol Petru era în temniță și un înger l-a trezit și l-a trecut prin ușile, să zic, încuiate, iar când l-au văzut ceilalți ucenici ai Domnului pe Petru bătând la ușa lor, la început au zis: nu e Petru, ba e îngerul lui. Și Petru le spunea: eu sunt, deschideți. Și le-a spus cum a avut parte de această experiență, cum a depășit hotarele legilor naturii, legilor fizice. Deci aceste întâmplări s-au petrecut și s-au mai petrecut în istoria lumii. S-a petrecut atunci la muntele Athos, când un înger a scris cu degetul pe piatră începutul rugăciunii: cuvine-se cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Și acel semn, acea mărturie a rămas peste veacuri ca o dovadă că, iată, îngerii sunt mai presus de legile acestei materii. Da. Apoi, nu vreau nici să cădem într-o autoritate exagerată a rațiunii omenești care trebuie convinsă neapărat prin argumente, eu știu, de multe ori psihologizante. Îngerii sunt făpturi netrupești care ne inspiră și ne întăresc pe drumul spre virtute. Deci dacă vrem să primim aceste confirmări ale prezenței și lucrării lui, păi hai să ne angajăm pe drumul spre virtute și atunci vom vedea cum ei ne ajută, cum ne inspiră și ne luminează. Părinte Mihail, care este, să spunem așa, fișa postului îngerului păzitor? Fiecare om are alocat un înger păzitor care îl ajută în anumite momente, care face să ajungă mesajele mai ușor cumva, este un fel de intermediar, intercesor, un fel de curier, dacă doriți, între voia lui Dumnezeu și ceea ce îi cere Dumnezeu omului sau ceea ce ar vrea să facă bun în această viață. Deci, care sunt atributele lui în ceea ce ne privește, ca persoane punctuale, ăștia care suntem, aceștia care vorbim? Da. Păi să ne amintim că Dumnezeu a făcut lumea bună foarte. De asemenea, să punem înaintea ochilor noștri că diavolul, ca începător al răutății și al hulei, caută să ne îndepărteze de Dumnezeu și să ne ofere de multe ori, sub masca binelui, niște fantezii și erezii care să ne îndepărteze de Dumnezeu, de viața Lui, de comuniunea Lui și a sfinților și a îngerilor. Adică să ne îndepărteze de la adevăr. Și atunci îngerii păzitori ne luminează și încearcă să contracareze aceste ispite ale diavolului care vin către noi și care vin și prin stimuli externi, dar și prin mișcări interioare, eu știu, rezultate în urma unor citiri sau unor interiorizări ale unor mesaje din afară,
la care noi consimțim și care de fapt ne duc departe de Dumnezeu și de comuniunea cu El și cu cei ai Lui, cu poporul Lui. Iar poporul lui Dumnezeu sau biserica e formată din îngeri sfinți și din credincioșii care înaintează sub aceeași umbrelă, să zicem, a Duhului Sfânt, a iluminării în Duh și în adevăr. Deci ei ne ajută să ne clarificăm aceste gânduri și totodată să ne îndepărtăm de mișcările pătimașe care se pot înțepeni în trupul nostru sub forma structurilor sau a patimilor care ne împuținează viața, care ne aduc suferință și ne îndepărtează de Dumnezeu, care ne mortifică, de fapt, ne duc spre moarte. Deci, îngerul ne luminează, ne protejează, de multe ori nici nu știm cum au mijlocit îngerii păzitori ca să ne ferească de niște complicații către care noi, poate din decizii proaste și parțiale, ne îndreptam și ei au făcut să nu pățim răul către care ne îndreptam fără să știm și ne-au întors pe calea pocăinței și pe calea apropierii de Dumnezeu, iarăși în bună rânduială. Părinte, uitați că avem și câteva întrebări venite de la cei care ne ascultă, întreabă Andreea. Părinte Mihail, și oamenii nebotezați au câte un înger păzitor? Eu știam că ei nu au, știam că doar oamenii botezați au îngeri păzitori. Care este adevărul? E bună întrebarea, pentru că Mântuitorul Hristos vorbea către apostoli și spunea să nu disprețuiască pe niciunul dintre aceștia mai mici. Adică oameni care par neînsemnați, fie săraci, fie în suferință, fie într-o clasă socială mai de jos, pentru că îngerii lor văd pururea fața Tatălui meu în ceruri. Iar acei oameni la care Mântuitorul s-a referit nu erau botezați atunci. Să ne amintim că și Lazar, după Lazar cel sărac și care era plin de bube și care a pătimit mult la ușa bogatului nemilostiv, după ce a murit a fost luat de îngeri și dus în sânul lui Avraam, adică în comuniunea dreptilor care l-așteptau pe Dumnezeu cu stăruință și răbdare. Deci, iată că Dumnezeu are cu fiecare om în parte o relație specială și eu cred că are cât un înger păzitor pentru fiecare om pe care îl trimite ca îndrumător și păzitor de la zămislirea lui. Pentru că fiecare om are nevoie de această protecție a iubirii și a harului lui Dumnezeu care se coboară peste el și nu ne lasă de izbeliște. E adevărat că lucrarea îngerului păzitor asupra noastră se intensifică odată cu permeabilitatea pe care o facem noi în firea noastră atunci când ne îmbrăcăm cu Hristos, când primim pe Hristos în noi și pe Duhul Sfânt, prin botez, prin miruângere, prin Sfânta Împărtășanie, prin toate tainele și virtuțile creștine. Și atunci îngerul păzitor devine mai lucrător cu noi, pentru că și noi răspundem și ne umplem de puterea lui Hristos, de puterea lui Dumnezeu, care rezonează, să zic, cu înrăuririle lui. Dar să nu-l punem pe înger ca un intermediar neapărat și să-l idolatrizăm pe el, ci să-l vedem pe Dumnezeu, cel care lucrează prin înger. De aceea și îngerii, ne aducem aminte și către Sfântul Proroc Daniel și în Cartea Apocalipsei, spunea Domnului Dumnezeu să te închini, iar eu sunt un slujitor ca și tine. Adică îngerii nu se substituie lui Dumnezeu și nu se interpun între noi și Dumnezeu, ci ne ajută și ne întăresc în unirea noastră cu El, cu Dumnezeu. Da.
Părinte Mihail, mai avem și o întrebare care pare naivă, dar nu este, pentru că multă lume se întreabă, probabil și văzând pictura de pe pereții bisericilor, este adevărat că sunt îngeri care poartă mai mult decât o pereche de aripi? Evident, este în acea aerodinamică cerească sunt mai multe înfățișări, mai multe forme. Și vă rog să-i spuneți doamnei care a întrebat despre ce fel de ceată, despre care ceată de îngeri este vorba, a cei cu mai multe aripi. Da. Sfinții Isaia și Ezechiel, care au văzut serafimii și care vorbeau despre aceste ființe netrupești care au șase aripi, ne prezintă aceste aripi sau aceste forme prin care îngerii se înalță către Dumnezeu. Dar aripile acestea nu pot fi înțelese ca niște aripi de pasăre, da, care ajută să plutească cumva într-un mediu așa cum e aerul, ci sunt puteri duhovnicești care îi înalță către Dumnezeu. Iar această înălțare a lor este un elan, sau se face printr-un elan, printr-o râvnă către Dumnezeu, printr-o înălțare acestui dor cugetător mai presus decât toate doririle. Îl doresc pe Dumnezeu și se înalță către El cu toată puterea, cu toată viața lor. Și în iconografia ortodoxă, dacă suntem atenți, îngerii nu sunt prezentați cu aripi. O singură dată, în icoana Bunei Vestiri, Arhanghelul Gavril poate avea aripi și o aripă îndreptată cumva cu marginea în sus, având și un veșmânt care flutură tot înspre sus, arătând că el a coborât și a venit către Maica Domnului. Dar, în general, Sfinții Arhangheli sunt reprezentați ca niște tineri foarte luminați și plini de putere, având în mână un sceptru sau un toiag în care e prezent sus în capăt simbolul Mântuitorului, Hrisma, adică ei sunt purtători ai autorității divine de la Mântuitorul Hristos. Prezența acestei decorații exterioare, cum ar fi îngerii, aripile de multe ori, aripi de gâscă, e folosit termenul în pictură, a venit pe linie occidentală, da? Odată cu Renașterea, când s-a adăugat la Revelația Divină niște forme legate de lumea materială și în felul ăsta a asistat la o cădere, să zicem, a picturii din înțelesurile duhovnicești către o copiere a lucrurilor reale, realiste. Și deci chiar Sfântul Arhanghel Gavril e reprezentat doar cu mâna întinsă în semn de binecuvântare către Maica Domnului și nu cu un crin, pentru că în lumea cerească nu sunt flori așa cum sunt pe pământ. Da, ei poartă sceptrul și toiagul acelei autorități divine pe care o reprezintă în relația cu noi oamenii. Dacă vorbim despre morfologia, dar și despre simbolistica acestor făpturi cerești, putem spune că heruvimii au ochi mulți. Deci, așa cum serafimii au câte șase aripi, au șase aripi, heruvimii sunt cei cu ochi mulți. Cu alte cuvinte, sunt cei care pătrund tainele divine mai mult decât alții. Fiecare ceată știm că are niște atribuțiuni oarecum precise, dar mai știm foarte bine că între aceste cete este o ierarhie perfectă, este o ordine perfectă. De altfel, teologul catolic Tommaso d'Aquino spune că argumentul
cerebral pentru a accepta prezența îngerilor este tocmai ordinea pe care Dumnezeu a pus-o în creație și din care, în mod evident, acești intermediari cerești nu au cum să fie absenți. Sunt Dumnezeu foarte... a pus ordine, ierarhie și măsură. Și măsură. Ați spus foarte bine acum, și măsură. Așa spune Sfântul Dionisie Areopagitul și vreau să spun că sfinții heruvimi au ochi mulți pentru că îl văd pe Dumnezeu sau caută să se umple de vederea lui Dumnezeu prin multe perspective, prin felurite înțelegeri. Și așa cum noi oamenii avem 5 simțuri cu care scrutăm lumea materială, așa au ei ochii spirituali către Dumnezeu și cu care îl văd pe Dumnezeu. Și din această vedere sau cunoașterea lui Dumnezeu, ei împărtășesc mai jos cetelor de sub ei ca să se bucure și ei de lumina cunoașterii lor. În ierarhia cerească este o rânduială perfectă, frumoasă, o armonie mai presus de orice sincronizare, să zic, omenească. Și de aceea noi cerem în rugăciunea Tatăl nostru ca să ne dea Dumnezeu să împlinim și noi voia Lui pe pământ, precum este împlinită și în cer. Și această armonie între noi pe pământ este după chipul armoniei din lumea cerească. Și e important să spunem că cele trei cete care sunt mai aproape de noi, începătoriile, arhanghelii și îngerii, luminează ierarhia bisericească și prin ierarhia bisericească, prin cele trei trepte, episcop, preot, diacon, suntem învățați cu toții să înaintăm către Dumnezeu în cunoaștere și în slujirea Lui și asemenilor, printr-o iubire și printr-o dăruire care, după cum conlucrăm fiecare, poate atinge cote tot mai înalte. Părinte Arhimandrit, am descris împreună, dumneavoastră, în mod special, aceste caracteristici ale îngerilor, aceste morfologii cerești, aceste daruri cu care ei sunt înzestrați. Dar în cazul îngerului căzut, în cazul lui Lucifer, Satana, el din aceste daruri cea mai păstratoare? Ce să păstreze? Își bate joc de fapt de darurile lui Dumnezeu și folosește energia lui prin care tot Dumnezeu îl ține în ființă, adică nu îl lasă să cadă în neant, în inexistență. Și el folosește rău mișcările rațiunii, găsește argumente. Cum? Pe care o are, dar iată că folosește în sens destructiv și rău, răutăcios, aceste puteri. Și ce e cel mai rău e că îmbracă acele scopuri rele ale lui în forme părut bune. De aceea îi se spune viclean, pentru că el face să pară un lucru bun, dar de fapt este rău, este destructiv și prin această sugestie rea, vicleană, el caută să contamineze și pe alții în căderea și în răzvrătirea lui față de Dumnezeu cel viu. Însă asta este, vedem că diavolul și pe Mântuitorul l-a ispitit cu oferta aceasta a iubirii de plăcere, de avere și de putere. Așa i-a ispitit și pe Adam și Eva în rai, le-a zis că experiența neascultării de Dumnezeu le dă cunoștința și le dă viața de fapt. Dar ei, după ce au gustat din neascultare
s-au văzut goi și au început să se teamă. Deci, adio viață, adio fericire, pentru că mușcătura aceasta și otrava diavolului, iată, duce la dereglarea vieții și interioare și exterioare. Și de aceea, după căderea omului în păcat, nu numai interior s-au tulburat și au căzut, s-au îndepărtat de Dumnezeu primii oameni, dar și în exterior cosmosul poartă acest blestem al căderii omului, al căderii protopărinților, cădere care s-a perpetuat apoi și lumea s-a umplut de efectele în lanț ale căderilor succesive din har ale oamenilor. Da. Părinte Mihail, Sfântul Ioan Botezătorul Domnului este figurat adesea în icoane cu niște aripi ca de înger. Se și spunea cumva despre el că este un înger în trup. Monahii au și ei această țintă a deveni înger în trup, sau mă înșel. Poate fi acesta o țintă a omenescului care să-și preschimbe cumva natura căzută și să aibă, să tindă spre acest statut pe care îl au îngerii? Adică, la nivelul nostru, o despătimire quasi totală, o aruncare a balastului acestuia, al materiei care trage în jos, și eliberarea spiritului pentru a comunica și a fi într-o legătură cât mai directă și tainică cu Dumnezeu. Da, desăvârșirea creștină presupune o unire cu Dumnezeu și o împlinire a poruncilor lui Hristos, care înseamnă să iubim pe Domnul Dumnezeu cu toată puterea, cu toată ființa noastră, cu toate mișcările noastre, adică pe toate să le punem înaintea lui Dumnezeu. De aceea și la slujbe ne rugăm ca toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm, adică să o punem înaintea lui Dumnezeu și să ne îmbogățim duhovnicește, îmbunătățindu-ne și noi viața. Da, Sfântul Ioan Botezătorul, prin faptul că a trăit în pustie, spunea despre el Sfântul Ioan Gură de Aur că a trăit în pustie ca în cer, adică viața lui sufletească și trupească era netulburată de vreo patimă, de vreo mișcare ne la locul ei. Întru toate era plin de harul lui Dumnezeu. Și această prezență a lui Dumnezeu în el, care am văzut că era încă din pântecele Maicii sale plin de Duhul Sfânt, că l-a salutat pe Mântuitorul Hristos și el de asemenea fiind în pântecele Maicii Domnului, și în felul acesta a arătat că era și dorit de părinții lui și oferit lui Dumnezeu încă de atunci, dar și el dorea să se umple de harul lui Dumnezeu, lucru pe care l-a făcut apoi, crescând în pustie, printr-o viață plină de asprime ascetică, dar și de contemplare mistică, de vederea lui Dumnezeu, lucru care l-a făcut să înțeleagă atunci chemarea, când Dumnezeu l-a trimis să boteze spre pocăință oamenii, pentru că aveau să-L întâlnească pe Fiul și pe Mielul lui Dumnezeu. Ei bine, nu numai monahii, dar toți creștinii trebuie să tindem către această viață frumoasă, plină de virtuți, sau să ne despătimim și să ne înaintăm pe această cale a purificării de păcate, a umplerii de har, de iubire și de putere, da, cu care ne susținem și unii pe alții, pentru că nu sporim în mod individualist, ci ajutându-ne sau fiind în comuniune unii cu alții, precum sunt și îngerii în cer. Părinte, deoarece ne apropiem de finalul timpului pe care avem la dispoziție, iată cum au trecut 50 de minute ca nimic. Uitați, mai avem un mesaj, o întrebare de la Ioana.
Întreabă dacă sunt 7 arhanghele sau dacă sunt mai mulți arhanghel, că la se și spune la slujbă mii de arhanghel și zeci de mii de îngeri. Noi știm din scriptură și din tradiție că sunt, adică știm 7 nume. Știm cele 7 nume, dar numărul lor de fapt e mai mare sau acesta este? Întreabă Ioana. Da, este mult mai mare. Noi știm 7 dintre aceștia care stau mai activi în lucrarea cu noi oamenii, dar în Cartea Apocalipsei ne sunt prezentați cele 7 duhuri care stau înaintea lui Dumnezeu sau 7 îngeri și care duc rugăciunile noastre înaintea lui Dumnezeu. Deci, acești 7 îngeri mari sau arhangheli sunt doar cei cunoscuți, dar ei sunt mii sau zeci de mii. Toată întinderea de la cele mai înalte ceruri sau trepte de existență până la noi pe pământ este plină de îngeri. Iar frumusețea lor este negrăită. Noi putem intui sau mirosi această frumusețe a îngerilor, putere și lucrare, harismele lor, văzând și frumusețea din natură, din lumea creată, și înțelegem că după modelul celor cerești au fost zidite și cele pământești, adică cele materiale. Așa cum în natură sunt regnuri bine așezate în rânduiala lor, și apoi sunt specii de plante, de animale, de vietăți, de felurite ordine. Ei bine, toate sunt făcute în armonie și într-un lanț de existență, de împreună slujire și armonie. Nu putem decât să ne înălțăm gândul smerit, așa, într-o contemplare că dacă lumea aceasta materială e atât de frumoasă, păi și cea spirituală sau cerească este infinit mai frumoasă, iar mai presus de aceasta, Dumnezeu de infinite ori este mai frumos, pentru că El este necreat, El este începătorul, cauza, izvorul, plin de frumusețe, de bunătate, de putere și de iubire, care s-a revărsat prin această ieșire din sine în actul creației și în felul acesta ne-a adus pe toți ca să ne bucurăm de conștiința existenței și a noastră, dar mai ales a existenței lui Dumnezeu, care este părintele nostru și proniatorul sau ocrotitorul nostru. Părinte Arhimandrit, o ultimă întrebare. La ieșirea sufletului din trup, îngerul păzitor și îngeri în general sunt prezenți, au un rol, fac ceva anume? Păi au un rol de mijlocire, au avut și de-a lungul vieții, cu atât mai mult la ieșirea sufletului din trup, ne însoțesc înaintea lui Dumnezeu. Și am văzut și în pilda cu săracul Lazar, că îngerii i-au luat sufletul și l-au dus în sânul lui Avram sau acolo unde era pregătit, la treapta de comuniune cu sfinții și cu făpturile cerești cu care el rezona, cu care el se înălța, să zic, pe aceeași treaptă. Deci îngerii mijlocesc la ieșirea sufletului nostru din trup și sunt cunoscute iarăși câteva arătări, câteva experiențe prin care la moartea, de exemplu, Sfântului Arsenie, Ava Arsenie din pustia Egiptului, el cerea timp de pocăință și la un moment dat le-a spus fraților că e vremea să treacă la Domnul. Și dintr-o dată fața lui s-a umplut de lumină și a zis, iată, îngerii au venit. Apoi, iată, sfinții apostoli au venit. Și apoi fața lui s-a făcut ca soarele și plin de bucurie a zis, iată, a venit Domnul și și-a dat sufletul în mâinile Mântuitorului.
Deci, dacă noi suntem ascultători și împlinitori ai voii lui Dumnezeu, îngerii se bucură și ne însoțesc sufletul și în veșnicie și ne bucurăm, ne întărim legătura cu El și cu toți sfinții și îngerii. Pe de altă parte, diavolul caută ca la sfârșitul vieții, mai ales pe cei care l-au urmat pe El, care au trăit în necredință sau într-o împătimire înrobitoare, El își cere drepturile. El zice, păi voia mea ați făcut-o, am venit să vă iau. Dar de fapt, nici asta nu e o comuniune cu diavolul, pentru că în iad sufletul trăiește o singurătate chinuitoare. Acolo nu există comuniune, acolo există o dramă și o tragedie, o scufundare în sine, într-un adânc din care nu poate ieși, pentru că oamenii n-au iubit, nu și-au arătat iubirea, n-au știut să primească și să o dea mai departe. În felul acesta, înmulțind lumina și bucuria creatoare în lume, ci s-au îndărădnicit și s-au răzvrătit față de Dumnezeu. Dar de-aia zic că și diavolul caută să-l îndepărteze pe om de Dumnezeu, de iubirea lui, de aceste experiențe incredibile și totuși atât de aproape de noi, care sunt mai presus de orice bucuria cunoașterii sau a iubirii aici pe pământ. Viața spirituală, viața duhovnicească ne face părtași la aceste dilatări ale ființei noastre în harul lui Dumnezeu, în bucuria comuniunii pe care ne-o transmitem reciproc unii altora și pe care o primim și de sus, de la Sfinții Îngeri și de la Sfinții Ocrotitori. Și în felul acesta ne îmbogățim în har, iar noi asta trebuie să urmărim și să sporim între noi unitatea, iubirea aici pe pământ, în biserică, în această credință dată sfinților odată pentru totdeauna, cum spun Sfinții Apostoli. Părinte, nu ne putem despărți până când nu vă mai pun o întrebare venită de la Ioana. Când ascultăm intuiția și se dovedește că este adevărat, putem spune că am ascultat sfatul Îngerului Păzitor. Știu că unii asociază conștiința noastră bună, glasul conștiinței bune, cu discursul șoptit al Îngerului. Întreabă Ioana dacă se poate face această asemănare sau această suprapunere chiar. Suprapunere nu. Noi avem puteri sufletești prin care receptăm mesajul Îngerului, dar Îngerul e o ființă de sine stătătoare, adică este liberă, este conștientă și conturată. Nu se confundă cu ceva al nostru. Da? Deci noi primim și auzim în interiorul nostru, în conștiință sau în alte simțiri înțelegătoare, dinăuntru nostru, aceste luminări sau inspirații, insuflări și înrăuriri duhovnicești, dar ele nu se confundă cu îngerul și nici cu puterile noastre naturale. Da. Deci, practic, conștiința noastră este ceva ce ne aparține în mod exclusiv și este al nostru, iar sfatul, șoapta îngerului, este cu totul altceva. Dacă am înțeles bine. Părinte Mihail, a fost o seară extrem de plăcută și de utilă și sper eu, așa că Sfinții Îngeri ne-au vegheat pe toți și pe noi doi și mai ales pe cei care ne-au urmărit, în așa fel încât să avem cu toții un folos din cele ce am vorbit și ce am auzit de la dumneavoastră. Mulțumim foarte mult pentru prezența în emisiune și dacă acceptați, vă mai invităm și în alte ocazie să vorbim tot așa duhovnicește despre chestiunile care ne privesc pe noi toți. Mulțumim foarte mult. O binecuvântare, vă rog, pentru a încheia. Să ne dăm seama cât de frumoasă este viața aceasta duhovnicească, să căutăm să o înțelegem, să o practicăm în biserică, să ne umplem de harul Duhului Sfânt și în felul acesta să-L avem pe Dumnezeu împreună cu noi. Amin. Și să înțelegem că nimic nu este pierdut. Mulțumim foarte mult.
O seară bună tuturor, Doamne ajută! Doamne ajută!